Despre inedita expoziție a vorbit Corina Bejnariu, directorul muzeului, care a precizat că această prezentare propune publicului o incursiune în trecutul preocupărilor pentru menținerea sau recuperarea sănătății omenirii într-un mod inedit. Bună ziua, dragii noștri! Suntem astăzi în spațiile muzeului. Venim către voi cu o propunere de expoziție mai altă. O expoziție care va fi prezentată sub formă de album pe pagina de internet a muzeului nostru. O expoziție dedicată istoricului preocupărilor legate de sănătate. Vă propunem o incursiune în vremurile cele mai îndepărtate, din vremurile cele mai îndepărtate, în istoricul acestor modalități de îngrijire a sănătății, tocmai în ideea în care parcurgem o perioadă dificilă, iar cei care se află în prima linie în această perioadă, medicii și personalul medical, merită o formă de recunoaștere și de apreciere a muncii lor. În această idee am să-l invit pe colegul meu, Ioan Bejnariu, cercetător științific, să ne facă o scurtă prezentare a conținuturilor pe care expoziția și incursiunea ce vă propunem le aduce în fața voastră. În fața publicului a vorbit de asemenea și Ioan Bejnariu și Dan Băcuieț. Grija pentru sănătate a fost o constantă în istoria omenirii. Un individ care era bolnav sau aflat în suferință era o potențială povară pentru membrii comunității. Ca să aflați cu ce boli, cu ce suferință s-au confruntat oamenii din trecutul cel mai îndepărtat, ce traumatisme au suferit, dar și la fel de bine cum și-au tratat aceste boli, cu ce soluții, la ce soluții au apelat, vă invităm ca să intrați pe pagina muzeului și o să vedeți informații care provin din morminte cercetate în spațiul românesc și chiar din zona Sălajului. O să vedeți unul dintre personajele celebre ale preistoriei, este vorba despre omul ghețurilor, Ății, ce boli și ce probleme de sănătate a avut în urmă cu mai bine de 5300 de ani, cum înțelegeau oamenii să își trateze anumite probleme la nivelul capului, apelând la soluții chirurgicale dintre cele mai dificil de imaginat, chiar și în zilele noastre. Totodată veți găsi și informații despre problemele dentare de care sufereau, care au fost cauzele acestora și cum ar fi putut să le trateze. Nu în ultimul rând, vă oferim și o serie de informații despre instrumente medicale, așa cum apar ele în descoperiri bunoară din zona centrală a statului, dar vă oferim și informații despre scrierile antice ale autorilor greci și latini care vorbesc despre plantele medicinale ale dacilor, despre anumite soluții și poțiuni pe care vracii, pe care practicanții medicinei din vremea dacilor le utilizau. Bună ziua tuturor! Ne aflăm în Muzeul de Istorie din Zalău, în partea de sector care reconstituie secvențe din Antichitate, mai precis din epoca romană, în zona băilor romane, care se leagă de igienă, pentru că discutăm despre medicină, știm foarte bine că cunoștințele din Antichitatea greacă și romană au stat la baza dezvoltării acestei științe, contribuind foarte mult la ceea ce a însemnat medicina în epocile post-Antichitate. După cum se cunoaște, migrația popoarelor în Europa, căderea Imperiului Roman de apus, apariția regatelor barbare în Europa Occidentală, a dus la transformări sociale și pe toate palierele foarte importante, inclusiv cele ceea ce privesc medicina. Însă știm foarte bine că acest bagaj de cunoștință al Antichității grecești și romane au fost moștenite, preluate și dezvoltate în epocile următoare. Știm foarte bine că Bizanțul a beneficiat de toate aceste informații, și cele grecești, și cele romane,
având vecinătate cu perșii sau cu zona indiană, au preluat o grămadă de date cu caracter medical. Mai târziu, lumea islamică a adus foarte multe contribuții în ceea ce înseamnă dezvoltarea acestei științe. Cunoaștem foarte multe tratate care au fost publicate în vremea respectivă, iar odată ce trecem către Evul Mediu, știm foarte bine că între credință, religie și știință s-au făcut totuși pași importanți în ceea ce înseamnă tratarea pacienților.